Primarul trebuie să lucreze în primul rând în interesul cetățenilor și nu pentru politică. Afirmația a fost făcută de primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu. Ea a specificat că a demarat deja procedura de colectare a semnăturilor necesare pentru a se înregistra în calitate de candidat independent la alegerile locale noi din 20 mai. Pentru mine a fost importantă părerea familiei, dar și a orășenilor și după primele zile de la demararea procesului de colectare a semnăturilor, am simțit susținerea chișinăuienilor. Efortul pe care îl depun este mai mare deoarece nu am suportul unei formațiuni politice, însă sprijinul oamenilor este mai important decât cel al unui partid, a opinat Silvia Radu. În același timp, reprezentanții PSRM și PLDM au propriile opinii în privința acestui subiect. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea consideră că niciun primar nu va rezolva de unul singur problemele capitalei. Un primar general trebuie să vină cu o echipă puternică de juriști, acei care pot reprezenta această primărie în raport cu agenții economici, cu instanțele de judecată. Trebuie să vină cu o echipă care știe ce înseamnă construirea drumurilor, transportul public, domeniul social, a declarat Vlad Bătrâncea. Deputatul liberal-democrat Vadim Pistrimciuc consideră că în fruntea primăriei nu este neapărat să vină o persoană care are anumite pârghii sau legături cu conducerea centrală pentru a lupta cu nelegiuirile din primărie. Un primar bun care are o agendă foarte clară de a rupe legăturile funcționarilor din primărie cu mediul nociv de afaceri poate să facă schimbarea așteptată, este de părere Vadim Pistrimciuc.